sfârșit, în acel punct magic în care am filmat a treia oară sau mă apuc a treia oară de filmat acest clip, să sperăm că de data asta ne și iese și nu mai trebuie să mă chinui, pentru că efectiv este a treia oară când filmez clipul ăsta. A patra oară promit că nu mai încerc, fac un Insta story în care vă arăt toate piesele și gata. În caz că nu v-ați prins, suntem într-un alt setup tocmai pentru că avem un micuț haul așa de fashion, de primăvară, vară mai mult dacă vreți, și trebuie să recunosc că sunt extrem de fericită la modul general, pentru că ceea ce am prevăzut eu în clipul cu trendurile anului 2022, și anume culoare, se întâmplă și după cum vedeți, cu mic sughiț aici, avem numai culoare. Deci nu mai culoare și sunt mega fericită, sunt mega extaziată, după cum vedeți am și eu culoare pe mine. Chiar am făcut un inventar al garderobei mele și să știți că nu am foarte multe lucruri negre și mai ales lucruri negre decente de purtat la o mormântare, de exemplu. Dacă mâine trebuie să mă duc la o mormântare și trebuie să fiu toată all black, greu, așa. Sau dacă mi se cere o ținută all black, foarte greu la mine, care să nu fie ori cumva prea modernă, ori prea revealing, ori prea, nu știu, să nu fie classy, știți? Adică foarte, foarte greu. Dar începând cu acest mic sughiț, o să încep haul-ul nostru de astăzi și o să vă arăt această rochie foarte drăgălașă pe care o am de pe un site care se numește Remix, despre care eu v-am mai vorbit. Sunt convinsă că 99,99% dintre voi știu despre acest site, pentru că pentru mine a fost o noutate când mi l-a prezentat cine altcineva decât Eugenia. Dar pentru mine a fost o noutate, dar știu că este foarte popular. Este un site din ăsta de second hand și outlet în același timp, în sensul că acolo pe site-ul ăla găsiți atât produse second hand, cât găsiți și produse în stil outlet, adică care au fost luate din magazine și nu mai sunt, nu știu, vândute magazine, au colecții trecute sau piese, nu știu, rămase de pe la Zara, H&M și așa mai departe, dar cu etichetă, sunt noi nouțe. Așa a fost și această rochie, a cărei etichetă, nu știu, este un brand no name pentru mine, adică nu spune nimic brandul ăsta, nici nu știu cum e eticheta cu brandul, eticheta cu brandul e pe undeva pe aici, dar în momentul în care am văzut-o, mi-a picat fața. Am luat-o mai de mult cei drept și partea proastă sau relativ proastă cu acest site este că, cel puțin pe secțiunea de outlet, dar bănuiesc că și la second hand e la fel, dar știți că eu cu second hand nu prea am, așa că nu mă bag. Dar pe partea de outlet nu găsești multe piese, adică rochia asta mai venea într-o măsură și cam atât. Adică nu găsești multe cantitativ. Sau este posibil să găsești o piesă într-o singură măsură și atât. Asta e singura parte proastă, dar totuși am vrut să vă arăt în cazul în care găsești ceva similar. Asta este o rochie, toată din dantelă, care are de aici în jos, are o dublură, bineînțeles, ca să nu se vadă tot ce nu trebuie să se vadă. Și pe spate are un fermoar, vine aici cu această, are gulerul ăsta în stil Peter Pan și se poate lega cu această fundă, care această fundă nu este nici detașabilă, nici nu poți să-i faci nimic, deci ori o lași așa, ori o legi. Eu când am purtat-o odată într-un clip, mi-am făcut un nod din ăla în stil de cravată, dar mă rog, rămâne să văd ce fac cu asta, că sincer, dintre toate detaliile pe care le are rochia asta, astea mă deranjează cel mai tare. Eu ne purtând în general gulere din astea de tip Peter Pan și am un păr aici pe nas de la un mâț, unul dintre mâții negri, bănuiesc. Eu, în general, nu port gulere din asta de tip Peter Pan, simt că mă sufocă, dar asta mi-a plăcut atât de mult rochia asta, încât a trebuit să o iau, pentru că, v-am zis, mi-a plăcut. Nu este o rochie cum e asta. Asta, spre exemplu, pe care o am pe mine, este o rochie de cocktail, poate fi purtată și la birou, pot să o port. Adică e decentă de purtat în mai multe situații. Asta nu merge. Adică pentru asta trebuie să ai un eveniment sau ceva să o porți. Nu poți să o porți neapărat ziua în amiază mare pe stradă, așa că ți-a venit ție. Pentru că este din dantelă, este mai delicată. Dantela fiind destul de fină, să știți, nu este o dantelă din aia zgrunțuroasă, nu te râcâie, nu te sâcâie, nu nimic. Și este scurtă, o să vă arăt, o să o probez. Mie îmi vine cam da, cu o palmă deasupra genunchiului, cam așa. Și îmi place foarte tare, v-am zis, am dat comanda pentru ea imediat cum am văzut-o, pentru că, nu știu, mi s-a părut spectaculoasă, așa,
în stilul ei relativ simplu, că tehnic vorbind este o chestie banală, simplă, care îți mărește cumva bustul pentru că ai banda asta albă aici, dar mie mi-a plăcut foarte tare și m-am gândit că nu strică să fie aici în caz că, nu știu, poate am unde să o port. Apoi intrăm în secțiunea pe care o găsiți în magazine încă, și anume pantaloni scurți. Eu trăiesc în pantaloni scurți, primăvara, vara, toamna, cât se poate, cât este cald. Ador pantaloni scurți, în special pe aici prin curte, dar nu numai. Sunt foarte confortabili din punctul meu de vedere și sunt foarte, foarte, nu știu, la îndemână pentru mine cu pantalonii scurți, și de asta a trebuit să-mi refac stocul și o să mai cumpăr câteva perechi, pentru că mi-am cam tot uzat pantalonii scurți. Ăștia au și niște scame, că eu tocmai ce am spălat. Și am luat așa, am luat unii albi standard, pantalonii în general albi, fie că sunt scurți, fie că sunt trei sferturi, fie că sunt lungi, fie că sunt mulați, fie că sunt cum vreți voi să fie, albi sunt standard vara. Deci trebuie să aveți pantaloni albi vara, pentru că vă ajută foarte mult. Pe ăștia încă nu i-am putritat pentru că mi-era că-i pătesc și zic măcar până la holul ăsta să-i țin și eu curați. Nu i-am purtat, dar sunt foarte ok. Ăștia sunt o culoare din asta de salvie, așa mai muted, cum ar spune englezul. E o culoare pe care în general eu nu o prefer, dar nu știu, m-a pognit. O să vedeți că m-a pognit vara asta, m-a pognit cu primăvara asta, cu culoarea asta, și este totuși o culoare destul de neutră. Nu este nici foarte țipătoare, nu este nici foarte... nu știu, turbată. Ei sunt din bumbac, sunt măsura 36 i-am luat eu, deși nu știu, am 34 și 36. Așa. Nu sunt super scurți, adică nu sunt booty shorts, și au talia medie, au talia normală, adică nu e nici foarte înaltă, nici foarte așa. Ei par foarte mari așa, când îi pun așa, mi se par uriași și mă gândesc, wow, atâta fundul am eu, dar nu, ei se mulează bine și arată bine. Poți să-i porți cu sandale, poți să-i porți cu tenis, poți să-i porți cu papuci, poți să-i porți la plajă, poți să-i porți, nu știu, când te duci undeva la plimbare prin oraș, în parc, vara, poți să-i poți cu ceva lung peste sau cu o cămașă, cu un tricou, adică sunt milioane de variante de portat pantaloni ăștia. Îi găsiți la New Yorker, au foarte multe modele, mai erau și pe negru, dar cum am zis eu, cu negru mai slăbuț, așa că păia negri i-am lăsat acolo, dar am luat în schimb, tot așa, am luat două bluze din astea de tip cropped, care nu merg neapărat cu pantalonii aia, că nu au talia suficient de înaltă, dar pe bluzele astea le-am gândit ca fiind un accesoriu mai degrabă pentru pantalonii mei palazzo, aia cu talie înaltă. Și astea sunt niște tricouri, de fapt, sunt niște tricouri care ele de felul lor sunt sport, adică așa apar sport, dar poți să faci, să dai o tentă mai relaxată unui outfit cu un astfel de tricou. Sunt, seamănă cu tricourile polo, apropo, nu găsesc tricouri polo în măsură de femei, deci nu știu ce se întâmplă, deci zici că a nebunit lumea că eu nu găsesc tricouri polo pentru femei. Sunt de la Amisu, brandul ăla clasic de la New Yorker. Cât au fost? Că na, asta mai are 40 de lei. Am luat unul albastru, un albastru din asta incert așa, și unul mov, pentru că mai aveau și pe negru. Și, again, eu și negru nu prea ne iubim, dar astea mi s-au părut foarte ok. V-am zis, asta sunt ok de purtat și iarna, adică ai o pereche de pantaloni înalți, așa, cu talia foarte înaltă, pui ăsta care vine până în talie și nu trebuie să îndeși materialul prin talia pantalonului, și poți să pui peste un sacou, sau poți să pui o geacă, sau poți să pui orice altceva, sau nu pui nimic dacă nu este cazul, și arată foarte ok. Și culorile astea sunt ok pentru mine, adică mie mi se par niște culori safe, potolite, nu sunt nici prea turbate, nu sunt nici prea plictisitoare, adică și mauve ăsta nu este foarte țipător, nici albastru ăsta, deci sunt bine. Apoi, avem un cardigan, să-i zicem, un cardigan din ăsta foarte lung, pe care de altfel l-am pozat l-am pus într-o poză de Paște, eram cu pantalonii ăștia și cu cardiganul ăsta, pe care, apropo, l-am găsit la reducere, și vedeți că nu vrea deloc să stea pe genul ăsta de umerașe, de-aia le prefer pe alea de catifea, că de pe alea nu alunecă. Așa, este un cardigan foarte subțire, lung, care, nu știu, tot așa vine cu culoarea asta de salvie și arată foarte bine, arată foarte plăcut, și mi s-a părut drăguț, plus că era la reducere, v-am zis, era 50 de lei,
Și de-aia l-am luat să fie așa, că vara simți nevoia câteodată să mai pui ceva peste umeri, așa, știi? Să mai ai ceva pe tine sau, de exemplu, dacă am un outfit compus din pantalon scurt și un tricou și mi se pare că e prea multă piele la vedere, pot să arunc ăsta repede peste și se camuflează totul bine, așa, și mi se pare că e foarte drăguț, că ăsta l-aș lega la spate, nu l-aș lega în față, adică nu m-aș chinui să-mi fac o fundă în față, dar mi se pare că e foarte drăguț, iar materialul este unul foarte, foarte fin. Bănuiesc că dacă îl spăl prea mult o să se scămoșeze, dar deocamdată este ok. Așa, apoi trecem la H&M și ceva ce am urmărit eu la H&M de vreo o lună, urmăresc la H&M, sunt acești pantaloni pe care, dacă îi mai găsesc, vi-i linkuiesc în descriere. Au și fusta. În magazin găsiți fusta, dar mie nu mi-a plăcut fusta și nu mi-a plăcut lungimea ei, nu mi-a plăcut croiala. Și pantalonii i-am văzut la una din englezoaice și m-am uitat să văd dacă sunt și la noi și am luat, dacă am văzut că nu i-am găsit în magazin, i-am comandat online. Sunt niște pantaloni dintr-un material din ăsta de cum îi zice, de tricou, așa, foarte, foarte moi. Pe ăștia i-am luat strict pentru a-i purta pe acasă, deci nu o să mă vedeți pe stradă ieșind în ăștia. Ăștia sunt strict niște pantaloni de purtat acasă, par un pic un fel de pantalon de pijama. Recunosc că m-a surprins tiparul lor floral, care e mai mare decât se vede în poze, adică tot mă uitam la poză și o să vă pun aici o poză cu poza inițială pe care am văzut-o și mi se părea că tiparul e un pic mai mic decât e în realitate, dar mă rog, e ok. Când am dat eu comanda, au fost, mai erau câteva bucăți de aia, zic, nu știu dacă îl mai găsesc, au fost, cât au fost, 60 de lei au fost, ăștia sunt S. Sunt puțin lărguți aici în talie, că vin fix pe zona asta taliei. Mă descurc, adică e destul de decent, este destul de ok, nu e nicio problemă și sunt foarte relaxați, așa, sunt pentru casă, clar, ăștia sunt clar pentru casă, nu sunt pentru purtat, nu știu ce outfit, pentru mine cel puțin, așa, dar mi-au plăcut foarte tare și v-am zis, nu i-am găsit în magazin și am plasat comanda pentru că mi s-au părut foarte interesanți. Fusta, în schimb, nu mi-a plăcut. O să vă las link și de la fustă dacă o mai găsesc. Tiparul ăsta floral este cumva continuarea tiparului floral cu flori de câmp de anul trecut. Dacă vă aduceți voi aminte, anul trecut cei de la H&M au avut o colecție care a fost foarte populară, surprinzător de populară chiar și pentru ei. Am și eu o rochie din colecția aia cu flori de câmp. Erau mai multe variante de rochii, fuste, pantaloni, topuri și așa mai departe cu flori de câmp. Și cumva au continuat colecția aia și anul acesta, iar pantalonii fac parte din colecția de anul ăsta. V-am mai zis, mai sunt și alte piese, nu prea m-au atras, adică nu m-au atras din cauza croielilor mai mult decât din cauza tiparelor, nu m-au atras croielile și de aia nu m-am aventurat, dar sunt foarte drăguțe. Ce mi-am mai luat de la H&M? Mi-am mai luat tot așa o rochiță care pe site scrie este rochiță de tenis. Acum, cât tenis o să joc eu în viața asta, da, ar putea să moară tenisul din cauza mea. Dar mi se pare genul de rochiță super, super comodă pentru casă, la fel, dar și de purtat pe afară. Este genul ăla de outfit pe care poți să-l porți atât în casă cât și afară. Este o rochiță care are așa fusta în A, practic ea vine în A toată și are partea de sus, este tot, imită tot așa un top din ăsta polo, care topurile polo sau tricourile polo sunt foarte elegante, apropo, dintre toate tricourile, dacă vreți să spunem așa, varianta lor cea mai elegantă este varianta polo. Și este, ai partea asta care pare foarte elegant în partea de sus, se așează foarte bine pe mine și arată foarte bine, plus că este foarte simplă de îmbrăcat. Merge atât cu sandale, merge cu tenis, bineînțeles, merge cu pantofi, dacă vrei neapărat să o faci să fie mai dressed up, ca să zic așa, dar nu este nici foarte pretențioasă, nu este nici foarte formală și în același timp este foarte relaxată încât să o porți și acasă, dacă vrei neapărat. Și iarăși, o culoare
pe care eu în mod normal nu prea aș fi luat-o, un turcoaz, dar am zis hai să mă aventurez și la culoarea asta, mai era pe o culoare sau două mi se pare pe H&M și am mai văzut ceva similar și la Sinsay, apropo, dacă vă interesează, o croială, nu știu dacă exact tiparul ăsta cu dungi, că vedeți că are niște dungulițe așa, nu știu dacă este chiar tiparul ăsta cu dungi, dar croiala aceeași, deci și cam la preț, cam același preț, nu știu cât a fost asta, 80-90 de lei și la Sinsay e cam la fel. Deci dacă vă interesează, dacă vă place ideea asta și vine foarte bine, plus că este foarte, foarte comodă. Apoi, o piesă pe care voi deja ați văzut-o în postările mele de pe Instagram și care a devenit foarte populară pe la mine pe aici prin outfiturile mele este această geacă de blug de la Mojito, pe care am luat-o dintr-un impuls mai degrabă, pentru că o văd de câțiva ani, geaca asta pe Mojito. Acum chiar mă uitam recent, nu mai e. Brusc s-a terminat, nu mai este, dar bănuiesc că o să o aducă, pentru că era mai multe culori și mai multe variante geaca asta. Și este o geacă tot din aia, așa scurtă, până în, pe șold, așa, până deasupra șoldului. Tot, nu e cropped, dar un pic peste cropped, știți? Foarte bună pentru mine, mai ales când am rochi sau fuste din astea de genul ăsta, care se lărgesc de aici din talie. Nu mi sugrumă rochia sau fusta aici. Foarte bună. Îmi acoperă foarte frumos umerii dacă am nevoie și nu mi-e frig, ca să nu-mi fie frig. Plus că vine, cumva mi accentuează talia că se termină fix pe talie și este foarte ok. Nici nu m-am gândit cât de practică este asta când am luat-o. Am luat-o mai degrabă dintr-un impuls pentru că vreau și o geacă de blugi, că nu am o geacă de blugi, că nu știu ce, tot așa aveam eu un... Asta are câteva mici detalii dacă vedeți voi pe aici așa. Dacă vedeți, are câteva detalii din asta de parcă ar fi rupt așa. Dar sunt minore, adică pot să trec peste, nu dau pe din afară și chiar am pozat-o într-un outfit și știu că v-a plăcut teribil de tare, pentru că am pozat-o într-un outfit cu o rochie care în partea de jos are ca o fustă de balerină, în partea de sus rochia este super banală, adică este maiu, dar în partea de jos este ca o fustă de balerină așa și am pozat outfitul ăla, am purtat asta peste rochia aia și a scos în evidență foarte bine partea aia de fustă de balerină așa și știu că v-a plăcut teribil de tare când am pus poza pe Instagram. O să o inserez pe undeva pe aici poza dacă n-am făcut-o deja. Și ce mai place la ea, un lucru pe care, apropo, nici nu-l observasem, adică nici nu-mi trecuse prin minte, este că are detaliile astea metalice, le are aurii. Asta e un lucru pe care l-a observat Lorena când am fost la emisiune, am avut-o odată pe mine și zicea, ce drăguț că are detaliile aurii, că în general găsești geci de blugi cu detaliile argintii și în ultima vreme, nu știu, mizez foarte tare pe auriu, nu știu de ce mă duc foarte, foarte tare către auriu. Așa, apoi, o rochie cu care am și avut prima mea defecțiune tehnică, dacă vreți să spunem. Este o rochie tot de la Mojito, pe care am comandat-o împreună cu asta și cu încă ceva. Asta le-am comandat online. Este o rochie pe care, din păcate, în varianta asta nu mai găsiți, dar o găsiți în varianta cu flori. Și, ca o paranteză, Mojito anul ăsta m-a nebunit. Deci sunt atâtea rochii drăguțe la Mojito, deci îmi venea să le iau pe toate. Sunt atât de multe rochii frumoase, cu tipare, cu flori, cu vai de capul meu și croiel, atât de frumoase, le ador. Deci îmi venea să le cumpăr pe toate. Deci da, m-am dus în magazin și eram, vreau tot. Așa, deci dacă vă căutați, nu știu, dacă vreți flori, tipare florale sau alte tipare și mai ales dacă sunteți minione și pentru voi în general XS-ul sau S-ul de la H&M, de la Zara, de la celelalte magazine vă sunt mari, mergeți către Mojito și Mango pentru că acolo veți găsi întotdeauna S și XS pentru minione, adică S-ul și XS-ul este chiar SXS, da? Nu este oversize. Și veți găsi tot timpul haine foarte drăguțe. Asta este un 32, by the way. Și este o rochie, tot așa, în formă de A. Are un șliț aici, are o crăpătură aici. Problema mea tehnică pe care am avut-o, pentru că am purtat-o într-una din emisiuni, este că are un șiret aici. Se bagă pe interior. Și-am tras prea tare de șiretul ăla, care era făcut din două bucăți. N-am înțeles de ce era făcut din două bucăți, dar whatever. Așa, care șiret o strânge și o ajustează pe talie, că altfel ea așa arată cam ca un sac, dacă nu o ajustezi în talie. Dar
mă gândeam să o probez că în momentul în care am avut problema asta tehnică la emisiune, m-a salvat Lorena și mi-a pus o curea aurie. Chiar dacă găsesc emisiunea, o să vă inserez o poză. Nu știu dacă se vede pentru că stăteam la masă, dar dacă se vede, o să vă arăt. Că mi-a pus o curea aurie, era împrumutată de la Lorena și am eu o curea de la Zara, de acum câțiva ani, aurie, și mă gândeam să fac combinația asta să vedem cum arată. Așa are detaliile aurii, are niște nasturi care sunt aurii. Ea este dintr-un bumbac, este genul ăla de bumbac care se șifonează cam repede, dar e ok, de vară merge, adică e un bumbac din ăla care imită cumva inu și este foarte respirabilă, foarte ok. V-am zis, nu mai găsiți varianta asta, asta este un roșu corai, by the way, ceea ce bate în portocaliu și știți că mă ferez de portocaliu, dar tot pe principiu de hai să ies din zona mea de confort am luat-o, dar găsiți varianta cu flori, pe care mă tenta foarte tare să o cumpăr și pe aia cu flori, dar am zis că am deja foarte multe rochii cu tipare florale, în caz că nu se observă, și să mai am și din astea plain, așa, doar colorate, știți? Dar mă tentează foarte, foarte tare să o iau și pe aia cu tipar floral, pentru că îmi place foarte tare și îmi place cum vine, mai ales când este strânsă pe talie, îmi place foarte tare cum arată. Lungimea ei este midi și ce am mai făcut este că am purtat-o când era frig, am purtat-o cu cizmelele peste genunchi și se vede absolut divin. Și deci este o piesă bună de purtat și iarna. E colorată, nu trebuie să fie neagră. Apoi tot de la Mojito, dar asta am luat-o din magazin. Este o rochie din asta așa clasică, o să zic, în stil tube, ca să-i spun așa, care mi-a plăcut în primul rând că vine foarte bine, este foarte bine croită pe partea asta a bustului și se accentuează cumva bustul, arată foarte bine. Este rozul ăsta, așa, un fel de fucsia, dar nu e fucsia ăla de țeară de retina, e o fucsia mai potolită, așa, și arată foarte, foarte ok. Nasturii ăștia de aici, sau capsele astea de aici, sunt doar de formă, nu se desfacă, mi-ar fi plăcut să se mai desfacă măcar o capsă, așa, materialul foarte ok și el, și are cureaua asta pe care o poți o pui în talie, chiar merge la asta? Nu merge. Așa, se desface cu fermoar. Fusta este tot așa în A, dar este un pic mai strânsă. Și asta mi se pare iarăși o rochie foarte versatilă. Am vreo scamă. Mi se pare o rochie foarte versatilă pentru că este tot așa de o lungime midi. Pe asta nu pot să o port fără tocuri. Deci sub nicio formă eu nu pot să o port fără tocuri, având în vedere forma picioarelor mele, având în vedere înălțimea mea. Dacă aveți 1,70 puteți să o purtați și fără tocuri, dar eu personal nu pot să o port fără tocuri. Însă vine foarte, foarte bine. Vine până deasupra gleznei undeva. Așa. Și vine foarte bine. Și m-am gândit că pentru vară, nu știu, arată foarte ok, dar e și un pic mai formal, adică merge și la un eveniment din ăsta, așa, un picuț mai formal, nu e neapărat cea mai formală, adică n-aș duce-o la o nuntă, spre exemplu, n-aș purta așa ceva la o nuntă, dar arată foarte ok, așa, nu știu, pentru un eveniment mai formal, dar ori cu sandalele nude pe care trebuie să vi le arăt, ori cu pantofii nude pe care i-am, sau mai am niște pantofi care... Ok. Aia au fost mâții. Mai am niște pantofi care cred că sunt aceeași culoare. O să verific dacă sunt aceeași culoare, merg perfect. Perfect. Da, foarte, foarte ok. Și ce mi-am mai luat de la Mojito împreună cu în comanda aia, când am dat comanda online, au fost pantalonii ăștia, care sunt tot așa fucsia tot. Da, vedeți, sunt nuanțe diferite de fucsia, dacă e să le iau. Am zis, merg pe culoare, foarte multă culoare, vedeți? Ăștia sunt mai albastru, așa, dacă duc către un albastru. Asta este, apropo de culori calde și culori reci, practic sunt aceeași culoare, doar că asta este o culoare caldă, iar asta este o culoare rece. De ce? Pentru că asta are mai mult roșu în ea, iar asta are mai mult albastru. Da, asta apropo de culori calde și culori reci, de ce ni se potrivește? Ăștia sunt niște pantaloni ceva mai țipători, sunt un fel de din aia 7x8, de pescar, de cum vreți voi, de care eu general nu prea am. Tot așa, de fapt mie îmi vin deasupra gleznei, știți? Și m-am gândit că merg foarte bine cu pantofii aia de la Zara pe care i-am, cu botul în formă de inimioară.
Și mi se par foarte versatili. Ei sunt plasticoși așa, sunt în poliester, poli așa, sunt XS dacă vă interesează. Prețul lor în lei, avem și preț în lei, 100 de lei. Da, nu știu dacă am dat 100 de lei, cred că am luat la reducere, nu știu, habar n-am. Așa, e un poliester din ăla clasic, dar mi-au plăcut foarte mult, mi-a plăcut forma, mi-a plăcut culoarea și am zis că ceva din ăsta colorat așa îmi trebuie și arată ok, zic eu, nu prea m-am aventurat la genul ăsta de pantaloni, dar niciodată târziu. Apoi trecem la Stradivarius, unde intrasem cu gândul de a lua, nu știu ce, cred că o rochie văzusem ceva și nu mi-a plăcut și m-am trezit că au niște pantaloni din IN, cu siguranță îi mai găsit și acum, dacă îi găsesc online, linkuiesc în descriere, cum am zis. Au niște pantaloni din, mă rog, sunt viscoză amestecată cu IN, așa, nu sunt 100% IN, că ar fi fost mult mai scump dacă erau din IN. Ăștia sunt șifonați, că abia am luat de pe sârmă, chiar sunt un pic umezi, ar trebui să-i lasă să se usuce mai bine și o să-i calc. Dar, în primul rând, pantalonii din IN, indiferent de culoare, așa, sunt tot așa foarte, foarte buni și pentru vară. Sunt un accesoriu de vară minunat. V-am mai povestit eu de-a lungul timpului că hainele din IN dau un soi de rafinament așa ținutei. Ăștia fiind niște pantaloni cât se poate de relaxați. Adică i-am luat în primul rând pentru a-i purta pe acasă, nu neapărat pentru a-i purta pe undeva, dar pot să-i port cu lejeritate și afară, fără nicio problemă. Sunt tot așa largi, pentru că în cazul în care nu mă știți, și era să cad, așa, în cazul în care nu... Ui! În cazul în care nu mă știți, mie mi se potrivesc mai degrabă pantalonii largi decât aia strâmți, pentru că eu sunt mai subțire în zona asta, am șoldurile înguste și sunt mai subțire și pică mai bine pe piciorul meu pantalonii ăștia largi, sunt mai lărguți și drept și sunt foarte aerisiți pentru vară, pentru când o să fie foarte cald, pentru când o să fie temperatura aia super sufocantă. Asta este un material cât se poate de respirabil și cât se poate de confortabil. Și m-am gândit că vin numai bine. Au tot așa talia normală, n-aș zice înaltă. Și mi-a plăcut atât materialul cât și croiala la ei și nu știu cât au fost, 130 de lei, mi se pare un preț super bun pentru ei. Și i-am luat, că sunt foarte, foarte ok. Și bineînțeles că eram atât de entuziasmată. Eu mă dusesem să caut pantaloni albi, pentru că sunt în căutarea unor pantaloni lungi albi, că am nevoie și m-am dat de ăștia, care sunt foarte ok. Iarăși, problema cu ei nu că se șifonează repede, dar v-am mai explicat că se vede diferența dintre un material care n-a fost călcat și este șifonat și un material care a fost călcat și se șifonează după aceea. Se vede foarte tare diferența și nu e nicio problemă dacă se vede că este șifonat, dar a fost călcat în prealabil, da? Deci, așa. I-am luat și pe nuanța asta de roz, o portocaliu, roz bombon, cum vreți voi să-i ziceți, pentru că mi s-a părut foarte simpatică, în primul rând, nuanța asta. Bate ușor în portocaliu, dar foarte puțin. Știți că portocaliu este interzis la mine, de-aia am și luat, glumesc, așa, dar în general portocaliu este interzis în această emisferă a planetei și am luat și pe nuanța asta, mai am și pe negru, că nu mi-au plăcut pe negru, pentru că ăștia sunt niște pantaloni pe care se porți vara, adică nu pot să-i porți iarna, că se vede că sunt prea subțiri de iarnă, sunt prea relaxați, cumva nu au atmosfera aia de iarnă, te rog, Udi, poți să ai și tu răbdare 5 secunde să termin și eu, de ce mi-ai furat cureaua aia? Așa, poață mică. Așa, nu ești tu băgat în seamă, știu. Și au și buzunare super adânci. Nu v-am zis de treaba asta, că au și buzunare super adânci, ceea ce e bine că mânca pe telefonul. Dar v-am zis, nu sunt niște pantaloni pe care să-i porți iarna, iar pantalonii negri, dacă e să mă întrebați pe mine, mai repede îi port iarna, nu vară. Apoi, am trecut și prin Sinsei, sau Sinsei, și am rămas surprinsă că am...
luat mai două piese, am plecat numai cu două piese de acolo, pentru că sunt foarte multe chestii ok în Sinsay, dar trebuie să fii atent și la calitate, pentru că e multă calitate îndoielnică acolo. Sunt multe chestii drăguțe, dar na, așa. Dintre toate rochile pe care le-am probat și ce am încercat la Sinsay, mi-a plăcut foarte mult asta, care este tot așa o rochie foarte lungă, este o rochie din aia de tip bodycon. Și să ne aducem aminte doar de ultimul an Haul în care vă spuneam că eu n-am să port rochii bodycon, dar nu mă refeream la genul ăsta de rochie bodycon, ci mă refeream la rochiile alea tip Kardashian din materialul ăsta, că e exact materialul ăsta așa de tricou, super întinse, super mulate, super sugrumate pe corp. Mă referam la rochiile alea care sunt foarte vulgare, arată foarte vulgar, da? E, rochia asta este o rochie de tip bodycon, dar este foarte ok pentru că este groasă, are prestanță, chiar dacă se mulează pe corp, nu se mulează la modul ăla să ți se vadă porii, știți? Adică se mulează într-un mod în care scoate frumos în evidență silueta. Este în culoarea asta care este iarăși neobișnuită pentru mine, pe care Pebble se o numește de înghețată topită, care ei se pare hidoasă. Este un verde, care verde, mare atenție, este cald. Ăsta este un verde cald. Dar, fiind la bază o nuanță rece, verdele fiind la bază o nuanță rece, se potrivește foarte bine cu părul meu, cu pielea mea, da? Mă face să par foarte bronzată, by the way, și cam toate culorile astea pe care le am aici, exceptând albul, mă fac să par foarte bronzată, ceea ce nu sunt, adică nu sunt atât de bronzată, sunt vreo două nuanțe mai închisă decât pe ales pe brațe, sunt vreo două nuanțe mai închisă la piele decât în realitate, știi, decât pielea mea normală, deci nu sunt super, super bronzată, dar nici pielea mea naturală e, doar că asta mă face să par super bronzată. Are nasuri ăștia aici care sunt tot așa de formă și are un șliț în față, așa. Ea venindu-mi undeva până la jumătatea gambei, chiar în a treimea gambei, ca să zic așa, cam pe la nivelul ăla. Iarăși o rochie pe care eu prefer să o port, având în vedere înălțimea mea, având în vedere că-s minionă, o rochie pe care eu prefer să o port cu tocuri. Și merge foarte bine cu sandale nude, merge foarte bine cu pantofi nude. N-aș pune o culoare neapărat la genul ăsta de rochie, pentru că deja ea este piesa principală, deja e o poveste în toată regula rochia asta. N-aș mai pune-o. Este mai grosuță, ce-i drept, e genul ăla de rochie de tip flaneră, dacă vreți, care, na, te și încălzește, dacă vrei neapărat să... Așa, eu mi-am luat XS-ul. Mare atenție la genul ăsta de rochie, ca un mic detaliu, mare atenție la genul ăsta de rochie, că dacă vă sunt largi, arată rău. Dacă vă sunt prea mulate, iarăși arată rău, da? Trebuie să găsiți acel happy medium care să fie perfect pentru voi. Ce bun la rochia asta este că am văzut-o că este și în variantă large, adică, nu știu, XXXL, ceva de genul ăsta sau așa. Dar, da, mie îmi place foarte tare cum vine, v-am zis, eu una n-aș purta-o, merge purtată și cu tenis. Dacă aveți înălțimea necesară, merge purtată și cu tenis. Dar eu una nu m-aș băga în tenis în asta, pentru că mă face să par foarte mic. Așa, dar foarte drăguță și pe deasupra pentru zilele alea când e mai rece, e numai bună. Încă ceva ce e mai degrabă un experiment sau un moft, dacă vreți, este o fustă din asta, mi s-a părut foarte drăguță fusta asta. Este din aia de tip școlăriță, știți? Nu am avut niciodată genul ăsta de fuste și am zis hai să încerc un outfit și cu ăsta, să vedem cum iese. Are un detaliu aici, un lanț argintiu pe care o să-l dau jos pentru că nu-mi place, adică nu e stilul meu lanțul ăsta cu siguranță, dar mi se pare simpatică cu pliurile astea. Am zis să încerc un outfit cu ea, cu... tenis, să vedem cu tenis alb cum arată, dacă arată ok, cu o bluză albă sau cu un cardigan, ceva, să vedem cum se vede. Mi-a plăcut și tiparul ăsta așa roz, nuanța asta de roz din ea, pliurile, v-am zis, îmi place. Este de mai scurtă, dar merge, la mine merge, că cât a fost asta, 60 de lei, asta a fost vreo 90, cred, sau ceva de genul ăsta, deci niște prețuri sunt super ok și cam asta e. Mai am o pereche de sandale, stați că era să uit. Mai am o pereche de sandale și sunt cele mai plictisitoare, dacă vreți, sandale nude posibil, pentru că, da, și nu știu cum de am numai o pereche de sandale și n-am mai multe, dar uite că s-a întâmplat. Sunt niște sandale, brandul este, îi zice,
quasi, cred. Sunt 37 și sunt cele mai boring și mai simple sandale posibile din lume, pentru că le-am și purtat puțin, pentru că sunt nude, dar am nevoie pentru toate astea, deci sandalele astea nude merg la absolut tot ce vedeți aici, tot. Tot. Și sunt nude-ul ăla care e chiar nude. Adică nu e nici nude roz, nu e nici nude maro, e nude. Și motivul principal pentru care le-am comandat este că nu mai aveam așa ceva și aveam nevoie disperată de așa ceva și mai ales având în vedere noile achiziții, trebuie să-mi iau pentru că mai ales pentru asta, de exemplu, sau pentru asta, am nevoie de ceva nude care să-mi alungească piciorul, da? Să nu mai taie piciorul și în zona pantofului. Așa, și sunt foarte ok, par destul de comode pentru cât le-am purtat, par destul de comode, ar merge totuși să le pun niște pernuțe în față. Le-am luat de pe ePantofi, dacă vă interesează, și le găsiți atât pe negru, cât și pe un maro, cât și pe un nude mai închis, ceva parcă și roșu, nu știu. O să vă las link în orice caz de la ele și le găsiți acolo pe pantofi. Și v-am zis, sunt ok. Sunt din piele ecologică, nu sunt din piele naturală. Într-un timp aveam obsesie maximă să-mi iau numai din astea încălzări din piele naturală, doar că am aceeași problemă, fie că sunt din piele naturală, fie că din piele artificială sau whatever, am aceeași problemă, și anume flecurile. Se duc la fel de repede, indiferent că, de care sunt, aia se bat în continuare dincolo, așa că n-am mai ținut cont neapărat, mai ales că sunt sandale, adică nu-ți închide piciorul ca să aibă nevoie să respire și așa. Dacă era un pantof închis, da, mai era cazul de piele naturală. Și vă recomand să aveți întotdeauna la îndemână ori o pereche de pantof nude, ori o pereche de sandale pentru vară nude, pentru că astea vă scot din toate problemele, da? Mai mult decât negru sau alb sau alte culori. Și cam asta a fost haul-ul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut. O să mai încerc să mai fac niște outfit-uri. Pentru mai multe outfit-uri mie, mă urmăriți mai bine pe Instagram, că acolo am fac pozele și le postez mai des outfit-urile. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și un share, nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!